Un nou deputat în Parlament. Curtea Constituțională a validat mandatul socialistului Nicolae Pascaru, ales pe lista Partidului Socialiștilor din Moldova. Decizia a fost pronunțată astăzi în baza demersului Comisiei Electorale Centrale. Pentru mine este o onoare de a mă implica într-o această activitate, activitatea Parlamentului Republica Moldova, și cred că în perioada activității va fi o activitate productivă. Până la validarea mandatului de parlamentar, Pascaru a fost consilier municipal în fracțiunea PSRM. Amintim că Nicolae Pascaru a acces în Parlament după ce fostul deputat socialistul Oleg Teterea a renunțat la mandat în favoarea altei funcții care este incompatibilă cu cea de parlamentar. În prezent, fracțiunea PSRM din Parlament numără 37 de deputați.